Din cuvântul Domnului de la Epistola către Romani, capitolul 7, versetul 14 până la 8, cu 11, pagina 1101. Pagina 1101, Romani 7, cu 14. Știm, în adevăr, că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut, rob, păcatului. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu, într-adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Pentru că cei drept am voința să fac binele, dar nu am putere să fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac. Iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc, dar, în mine, legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Dar, văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O nenorocit de mine. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumim, iată-se lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar, cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. Într-adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Într-adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, Duhul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului. Dar Duhul vostru este viu din pricina neprihăniei. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Tău, care locuiește în voi. Amin. Amin. Te rugăm împreună cu fratele Faust, ca Domnul să binecuvânteze cuvântul din mine. Binecuvântat să fii Dumnezeu nostru. Glorie ție, Doamne. Binecuvântat să fii pentru că Tu ești prezent cu Duhul Tău cel Sfânt, cu cuvântul Tău, da, în mijlocul nostru. Te rugăm, Doamne, să ne ajut, să luăm seama bine la cuvânt. Te rugăm, de asemenea, să ne dai putere și începere și înțelepciune, să ducem la bun sfârșit cuvântul Tău. Să ne cu toată aceasta fie de la noi, să împlinim cuvântul. Ajută-ne, Dumnezeu, la te rog, Doamne, să vină cu mine și servul Tău, de care te folosesc. Amin. 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 În numele Sfânt al Domnului Iisus te-am rugat, Părinte, dar și îți mulțumesc din Duhul Tău să-L spun. Amin. Amin.
la destinatul să o aibă și în care să trăiască Adam și Eva, ci este o lume cu multă amărăciune, tristețe, puține bucurii și o grază de eforturi și de multe ori tragedii de nedescris. Dacă este să ne uităm pe media, să deschidem un aparat, să auzim, să vedem niște știri, nu trebuie să așteptăm prea mult ca să aflăm lucruri de felul acesta. Și asta pentru că lumea și fiecare parte are o problemă. Vedeți, problema noastră ca oameni nu este încălzirea globală, lipsa de educație, sărăcia, bolile, inechitatea socială, corupția, sigur că și astea sunt niște probleme pe care lumea le are. Dar problema fiecărui om, problema lumii, numărul unu și cea mai importantă este păcatul. Aceasta este problema numărul unu în lumea aceasta. Păcatul, și când spunem aceasta, aș vrea să punctăm nu păcatul doar în general, ci păcatul personal. Și dimineața aceasta aș vrea să ne gândim care este atitudinea noastră față de păcatul personal. Care este atitudinea noastră de păcatul personal. Păcatul este tot ceea ce greșește ținta numită Hristos. Păcatul este tot ceea ce face altfel decât a făcut Fiul lui Dumnezeu și încalcă legea lui Dumnezeu. Chiar așa este definit la un moment dat păcatul, greșirea țintei. Ținta este Hristos. Dumnezeu vrea să trăim așa cum a trăit Hristos. Să ascultăm de El așa cum a ascultat de El, El de Tatăl Ceresc. Modelul nostru nu este nici Papa de la Roma, nici pastorul bisericii, nici Cel care ne-a condus la credință, ci modelul nostru este suprem, este Hristos. Sigur că putem să avem învățători, părinți spiritual, mentori, dar modelul nostru este Hristos. Și ori de câte ori greșim ținta aceasta și facem altfel decât ne cere Dumnezeu și m-a făcut Hristos în ascultare de Tatăl, noi păcătuim. Frații mei, este vreun om să nu fi păcătuit? Săptămâna aceasta este cineva să nu fi păcătuit? M-aș îndoi. Știți că și o mânie este un păcat? Orice mânie, spune Scriptura, să piară dintre voi. Și orice bine care nu-l facem, face un păcat, dacă nu facem binele care putem să facem. Păcatul ar trebui să ne îngrozească din potrivă ne-am obișnuit atât de tare într-o lume a păcatului, încât devenim din ce în ce mai sensibil la el. Și în lumea aceasta, în țara aceasta, în clădirea aceasta, întotdeauna au fost și vor fi trei categorii de oameni în relație cu păcatul personal. Trei categorii de oameni care se situează pe fiecare câte o poziție vis-a-vis de păcatul personal. Unii care iubesc păcatul și trăiesc în el, alții care suferă din pricina păcatului personal și alții care biruiesc, înving ispita și păcatul personal. Apostolul Pavel, în epistola sa către romani, din care am citit în dimineața aceasta, la începutul ei, arată că, de fapt, toată lumea trage în cel rău, toată lumea este nedreaptă, este păcătoasă înaintea lui Dumnezeu. Toți au păcătuit, spune el la un moment dat, în capitolul 3, versetul 23, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și le spune evreilor, nici voi nu sunteți mai buni, că ați avut legea și n-ați ținut-o. Și le spune și păgânilor, voi ați ajuns mai jos decât creația necuvântătoare. Ați ajuns într-o asemenea stare de păcat, încât Dumnezeu uneori nu mai suportă și mânia Lui se descoperă și se produce și se revarsă peste păcat. De câte ori mânia lui Dumnezeu nu se revarsă peste lumea aceasta? Ca un semn al judecății sale. Și am spune noi, ar trebui să fie peste anume oameni. Dumnezeu o face această judecată atunci, acolo și așa cum știe El. Și oamenii întreabă, de ce tocmai aceia au fost pedepsiți? De ce au murit acei oameni nevinovați? De ce s-a întâmplat în Thailanda ce s-a întâmplat? Au câțiva ani, 200 de mii de oameni au murit în acel tsunami. De ce se întâmplă lucrurile acestea? Noi nu știm de ce se întâmplă, însă ar trebui să ne întrebăm, Doamne, cum de sunt eu în viață? Pentru că și eu te-am întristat, și eu am păcătuit. Doamne, dacă eu sunt în viață, sunt pentru că Tu vrei ca eu să mă pocăiesc de păcat.
Sigur că și Domnul Iisus a fost întrebat la un moment dat, de ce s-a întâmplat și a căzut turnul din Siloam peste acei 18 inci? Sau de ce Irod a amestecat jertfele acelor iudei cu sângele lor? Și Domnul nu le-a spus, eu vă zic, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Dacă ești în viață, prinde prilejul și întoarce-te la Dumnezeu, pentru că nu știi când pleci. Așa cum de, fără logică, fără noimă, spontan, a pierit, a căzut, a murit omul acela, într-un accident teribil, într-o situație, într-un caz, se poate. Tot așa se poate întâmpla și ție. Întoarce-te la Dumnezeu și lasă păcatul în care trăiești. Și aici Apostolul Pavel spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă față de păcat. Dumnezeu vede atâtea ticăloșii și noi ca oameni ne mirăm cum poate să există atâta hoție, atâta păcat, atâta ticăloșie. Și ne întrebăm cum rabde Dumnezeu. Și Dumnezeu rabde și la un moment dat își desfășoară și se revoară stăpânia peste lumea aceasta. Pentru că Dumnezeu nu poate să suporte păcatul. Păcatul este așa de grav în ochii lui Dumnezeu, încât n-a găsit nicio altă soluție pentru păcat decât pe Fiul Său. Vedeți, Dumnezeu, mânia sa care își o revază asupra lumii și ar trebui să își o reveze asupra tuturor oamenilor, se întâlnește pe de altă parte cu dragostea sa fierbinte pentru noi. Și când se întâlnește mânia sa cu dragostea sa, mânia sa dreaptă datorită naturii sale drepte și sfinte, care nu poate să lase păcatul nevestit, altfel s-ar dedica el ca Dumnezeu și nu poate să existe decât în sfințenie și dreptate. În același timp, Dumnezeu este dragoste. Și Dumnezeu iubește lumea aceasta cu o iubire fierbinte și veșnică. Și cele două se întâlnesc. Și la întâlnirea lor, Dumnezeu a pus pe Fiul Său așa încât mânia ta dreaptă să nu se reverse asupra ta și asupra mea, ci să se reverse asupra lui Hristos. Și acolo pe cruce l-a purtat păcatele noastre și în trupul său pe lemn. A fost făcut păcat pentru noi și Dumnezeu și-a întors fața de la el. Și l-a părăsit și a stat în mormânt și a stat în iad în locul nostru și a stat despărțit de Tatăl. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său prea iubit în locul nostru. Dumnezeu a dat o dovadă inimaginabilă de iubire față de lumea aceasta. L-a dat pe Fiul Său în locul acestor creaturi numite oameni răzvrătite și pornite încă din pruncie la rău și la păcat. Și Dumnezeu și astăzi iubește lumea aceasta și o cheamă la mântuire și o cheamă la salvare, pentru că va veni un timp care va judeca lumea după dreptate. Și fiecare va da socoteală de păcatele lui, dacă nu s-a întors la Dumnezeu. După moarte există o existență eternă, iad și rai. Și Dumnezeu va judeca pe cei ce n-au vrut să primească dragostea ta și au iubit păcatul. De ce oamenii trăiesc în păcat? Pentru că păcatul produce o plăcere, un avantaj. Pentru că păcatul produce niște oferte foarte atractive, numai că sunt de scurtă durată. E o investiție pe termen scurt. Păcatul nu e o investiție pe termen lung. Plăcerea de o clipă a păcatului, după aceea vine suferința, după aceea vin chinurile, după aceea vin regretele. Săptămânal mergem la misiunea aceea la penitenciar și auzim asemenea mărturii. Am crezut că m-am lăsat influențat, prietenii, și am văzut după aceea cât am suferit, cât am plâns și așa mai departe. Vedeți? Asta face păcatul. Și sunt oameni care trăiesc în păcat și iubesc păcatul și nu le pasă de Dumnezeu. Ei spun cel mai simplu, eu hotărăsc. Și filozofii au zis, nu trebuie să te gândești la cine să spună ce e bine și ce e rău. Aici este lumina și adevăr. Oamenii să știți că nu știu ce e bine și ce e rău. Pentru că atâta s-a ambivat mintea lor de minciuna satanei, că nu mai știu ce e bine și rău. Dar cine deschide cartea aceasta află ce e bine și ce e rău. Află voia lui Dumnezeu. Dar oamenii au zis, nu ne trebuie cartea aceasta. Au dat-o la o parte și și-au pus filozofia lor. Și au zis, noi ne spunem ce e bine și ce e rău. Fă ce spune inima, fă ce îți place ție, aceea e bine pentru tine. Și pentru oameni au ajuns să facă cele face lor plăcere, cele mai oribile lucruri. La un moment dat pentru unii. Și omul a ajuns lup pentru om. Și lumea aceasta, starea aceasta. Și trăiește în păcat și iubește păcatul. Și aceasta este una dintre categoriile la care se referă Apostol Pavel aici. Oameni care nu le pasă de Dumnezeu. Și în această situație, dragii mei, Dumnezeu se uită peste omenire și așteaptă și Duhul Sfânt lucrează și caută să mai convingă un suflet.
că Dumnezeu îl iubește, că este o pedeapsă veșnică, că e o răsplată veșnică și că e o mântuire care se dă în dar. Și atunci când oamenii primesc Cuvântul lui Dumnezeu și înțeleg că pentru ei a plătit Hristos și înțeleg că viața nu se termină în groapă și există o veșnicie, așa cum spune Cuvântul, oamenii se preocupă de mântuirea lor și vin unde se poate găsi această mântuire la Hristos. Vin la crucea Domnului și spun, Iisuse, am și eu nevoie de tine, ai milă de mine, păcătos. Doamne, vină în viața mea, vreau să mă pocăiesc de păcate, vreau să mă întorc la tine. Cred că ai murit pentru mine. Și atât de mulți oameni au făcut lucrul acesta. Și majoritatea dintre dumneavoastră a trecut și am trecut prin această experiență binecuvântată. E bine, aceia care se întorc la Dumnezeu, viața lor se schimbă. Și viața lor este binecuvântată cu harul Domnului și o să ne uităm puțin mai încolo la această categorie. Sunt oameni însă care aud Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu vor să facă lucrul acesta. Știu care e voia lui Dumnezeu, pentru că citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că merg la biserică și știu ce e bine și ce e rău. Și spun asta, ne spun și nouă preoții de sute de ani. Asta am citit și noi în Biblie. Și pe vremea Apostolului Pavel ei știau din lege ce este bine și ce e rău. Cele 10 porunci. Știau. Dar vedeau cu tristețe și oamenii văd cu tristețe că deși știm ce e bine și e rău, n-au putere să împlinească voia lui Dumnezeu. Și aici a doua categorie. Oamenii care suferă din pricină că încalcă legea lui Dumnezeu. Și spun, eu știu ce e bine. Și știu ce e rău. Și cugetele sau conștiințele luminate de Cuvântul lui Dumnezeu cunosc calea dreaptă. Dar, din diferite motive și mai presus de toate o forță atât de viguroasă și neînduplecată, care este la purtător numită natura coruptă, învinge de fiecare dată. Și în textul pe care l-am citit, în Roman 7, Apostolul Pavel se uită la sine pe vremea când el, Saul, fariseul, mai apoi a devenit chiar un fanatic frecventor al creștinilor, se străduia să țină legea. Și el spune, eu am ținut legea și eram fără prihană. Dar el își dă seama că în interiorul său era corupt, găunos, de păcat, păcat că pe din afară era fără prihană, vis-a-vis de standardul exterior al legii. Și zice despre sine. Și vreau să vă atrag atenția, pentru că poate de multe ori v-ați întrebat despre cine vorbește Pavel în Roman 7, 14-25. Cine este omul acesta? Pentru că și noi am trăit experiențe de felul acesta. Și ne întrebăm nu cumva suntem în situația aceasta. Auziți ce spune despre tine el care cunoștea voia lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu. Dar o călca. Zice versetul 14. Sunt pământesc, vândut, rob păcatului. Rob păcatului, așa se descria pe tine. Fac ceea ce urăsc. Nu fac ceea ce îmi doresc, ceea ce aș vrea. Și 17 și 20 zice, nu eu, numai eu dețin hotărârea, ci păcatul care locuiește în mine. Nu sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Eu aș vrea să fac binele, dar n-am putere. Și sunt atâtea oameni care spun, nu pot să mă las de alcool, știu că mă duce. Unde mă duce? Nu pot să mă las de droguri. Și fac atâtea fapte antisociale. Și continuă să meargă pe drumul acesta destructiv. Știu că își distrug creierul, știu că își distrug organele interne. Știu că își distrug pe cei din jurul lor. Și continuă. Sunt oameni care spun, nu pot să mă las de jocurile de mecanice și de noroc. Sunt oameni care nu se pot lăsa de duhul de judecată și de vârf. Cu cât venim mai în lumina lui Dumnezeu, cu atât, frați și surori, îi permitem Duhului Sfânt să ne lumineze. Să dea de vorbă mai de un zi cu o soră. Nu de aceea, din altă parte. Și ne spunea despre un frate care a făcut copiilor carte și le-a dotat până la asta de busuc. Și a pus și microunde, și frigider, și mobilier, tot. Ce bine, nu? Să ai un părinte care îți facă un apartament dotat la asta de cusut, da? Mulți stau pe chirie, alții fac bănci, fiecare cum a lăsat Dumnezeu. Și spunea fratele, am făcut la copii, la ambii copii, uite le-am făcut și sunt până la cheie. Și acum
Copiii au plecat peste mări și țări. Unde să mai venim tată înapoi? La ce să venim? La ce să venim? Acolo au servicii bune și părinții singuri și bolnav. Și sora auzea povestea aceasta. Știindu-l pe frate că n-avea foarte multe posibilități, mă întreabă, dar de unde o fi avut ăsta atâția bani? De unde o fi avut bani ăștia? Și eu îi spun, nu știu dacă a furat. Dar hai să ne imaginăm că poate soția lui a avut o moștenire revendicată și pe toți banii a făcut apartamente la copii. E posibil? Ah, da. Și mi-a dat seama că un duh de judecată în subsidiar. Aș vrea să nu-i judec, dar mă trezesc judecându-i. Aș vrea să mă pun mâna pe pahar, dar îmi tremură una și ajung în cârciumă. Aș vrea să nu mai dau click la ora aceea târzie din noapte și mă trezesc în fața la tot felul de murdării făcut un fel de tomberon de glume și vața asimilizării lor mii. Stau noaptea și sunt dependent. Și alte. Și apoi să Pavel zice, vreau să nu mai păcătuiesc și totuși. Eu știu care îmi face Dumnezeu și mă trezesc înfrânt de păcat. N-am putere. E un balaur care mă învinge. N-am nicio șansă în fața acestui uriaș. Oameni care cunosc voia lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu și care o încalcă și suferă pentru că nu reușesc să învingă păcatul din viața lor. Ei știu că starea aceasta îi va duce în final la pierzare veșnică. Pentru că oricine trăiește în păcat și spune cuvântul și iubește păcatul, nu va ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Eu nu știu dacă ești în situația aceasta, dar dacă ești în situația aceasta, suflete spun. Iată, are cuvântul lui Dumnezeu o veste bună pentru tine. Există speranță și una veritabilă, una reală. Pentru că, vă spuneam, este și o a treia categorie de oameni. Oameni care nu numai că nu iubesc păcat, ci oameni nu numai că nu plâng și sufer pentru că sunt înfrânți, ci oameni care au bucuria biruinței asupra păcatului. Vedeți când Hristos a venit și a murit pe cruce, a coborât în mormânt și a treia zi a înviat și s-a ridicat la 40 de zile la dreapta Tatălui, unde mijlocește pentru noi cu jertfa sa. El, pentru toți aceia care s-au întors la El cu credință și pocăință, așa cum vă spuneam mai devreme, a făcut nu numai curățirea de păcat, ci a primit o lucrare minunată de eliberare de sub puterea păcatului. Și diferența față de cei din vremea Apostolului Pavel, care se aflau în vechi legământ și sub dominația și sub robia legii, este că acum, în perioada Harului, de la Rusalei și până când biserica va fi răpită la cer, Dumnezeu a lăsat o persoană pe pământ. O persoană dumnezeiască pe pământ, numită Duhul Sfânt te-a adus aici. Duhul Sfânt este Cel care te frământă și spune ce faci cu păcatul tău, unde te duci tu dacă pieri în mod fulgerător sau n-ai timp să te împaci cu Dumnezeu. Duhul Sfânt este Cel care îți spune mie și ție, nu-i bine ce faci, trezește-te, oprește-te. Duhul Sfânt este Cel care spune, vină după mine, fă cu tare lucru, asta-i place Domnului. Și cu cât, dragii mei, suntem mai umpluți de cuvântul lui Dumnezeu zilnic, cu atât auzim mai clar glasul Duhului Sfânt. Cu cât stăm mai mult pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și avem o viață mai disciplinată, cu atât volumul vocii Duhului Sfânt este mai tare în conștiința noastră. Auzi tu, Duhul Sfânt, fratele meu, ești aici? Sunteți aici? Da. Sau sunteți plecați pe alte meleaguri? Frați și surori, auziți vocea Duhului Sfânt? Dacă vi se pare că n-auziți vocea Duhului Sfânt, dați volumul mai tare prin puterea rugăciunii. Dacă nu e clară și e cumpărătit, veniți în lumina Cuvântului, pentru că cine n-are Duhul lui Hristos poate aibă botez, poate aibă mărturisire de credință, poate aibă membralitate în biserică. Omul acela e la fel supus pierzării și va veni ziua învierii când nu va fi înviat împreună cu Sfinții, ci va fi înviat într-o judecată. De aceea i-am cu toată seriozitatea această nevoie a prezenței Duhului Sfânt în viață. Cum vine Duhul Sfânt? Când îl lași pe Hristos și îl chemi, Doamne Iisuse Hristoase, aș vrea ca Tu să fii Domnul vieții mele și Hristos, trimite Duhul Său cel Sfânt. Și vedeți față de cei din Vechiul Testament, față de Saul, evreul care se străduia să ține legea și spunea, vai de mine, sunt nenorocit, pe cum pot să țin. Avem un enorm avantaj
că o persoană divină este la purtător alături de firea pământească, Duhului Dumnezeu, care este paracletul, care e pedagogul, care e călăuzitorul nostru, care ne dă putere de biruință asupra păcatului. Și Apostolul Pavel spune, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și zice, acum nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Eu nu știu cum este viața ta de credință, dacă este biruință sau este frânge. Eu nu știu dacă există vreun păcat pentru care trebuie să regrezi și să suspini și să plângi. Dar dacă este un asemenea păcat, Dumnezeu ți-l va arăta prin Duhul Sfânt și tu trebuie să te pocăiești de el. Pentru că îți va aduce mai devreme sau mai târziu numai întuneric spiritual și numai pagubă și numai durere. Atunci când îți spui Domnului, Doamne, cu orice preț eu mă pocăiesc de păcatul acela, acolo e lucrarea Duhului Sfânt și tu dai dreptate Duhului Sfânt. Stăteam de vorbă cu o soră în credință. Și era cu soția mea în locul unde ea tocmai pleca. Ea pleca după niște cumpărături. Și când a plecat, s-a îmbrăcat, s-a schimbat și a plecat. Numai că felul în care s-a îmbrăcat m-a impresionat într-un sens negativ. M-am mâhnit, mai bine zis. Avea un tricou cam scurt și niște colanți. Zice Scriptura că femeile se îmbrace cu rușine și fială. Moda aceasta spune întunericul e lumină, amărăciunea e dulceață, păcatul este simțire. Asta e viața, să trăim cum ne place. Atenție, dacă aveți lumina, voi știți pe ce drum mergeți. Și numai în biserică, că doar nu era biserică, pleca undeva la niște cumpărături. Și soția mă întreabă și spune câteva cuvinte. Și cu dragoste o cercetează. Și apoi și eu vin și spun. Și întăresc ceea ce a spus. Și acum vă dați seama în ce sens i-am vorbit. Dacă eram îmbrăcată cu niște colanți. Și dar cu ce să mă îmbrac? Na. Și după aia vine peste vreo 5 minute, 10 minute și am îmbrăcat-o cu o fustă frumos. De ce? E așa e bine. Mărire Domnului, zic, noi plecăm, dar rămâi cu Duhul Sfânt. El te va învăța, a spus, de și mâine. Și te va învăța și mai departe. Și atunci când știi cum te porți cu copii și cu soțul și cu cei din jur și așa mai departe. Vă și surori, Duhul Sfânt ne arată. Duhul Sfânt ne vorbește și ne învață. Dacă vrem cu adevărat, noi avem un mare avantaj față de cei din Vechiul Testament, că ei n-aveau Duhul Sfânt. Ei erau cu legea, față în față cu un uriaș. Și când călcau, uriașul venea și îi lovea. Legea lui Moise cerea, singura șansa lor pentru reabilitare era să aducă jertfe. Și aduceau jertfe animale, dar jertfele astea doar acoperea păcatul pentru o vreme, nu-l iertau. Jertfele astea erau propuse de Dumnezeu și poruncite, pentru că urma să vină marea jertfă în care era acoperire, ca o monedă națională are acoperirea un aur din bancă. Marea jertfă a lui Hristos în care aveau acoperire toate aceste jertfe. Și oamenii, Dumnezeu dăduse o formulă din aceasta. Să știți că și astăzi oamenii care nu acceptă formula aceasta, aleargă la jertfe. Dar nu jertfe animale, că nu mai e templul la Ierusalim. Să mai fac și eu o faptă bună, poate mai iartă Dumnezeu niște păcate. Da? Zic astea sunt jertfe. Să mai dau și eu o milostenie. Să îmbrac și eu un copil, că am făcut un avort. Să mă duc, am dat un tun la o casă de copii, să fac o donație. Am dat un tun de câteva sute de milioane pe unde am dat. Și care mai de care? Oamenii se gândesc că să fac o jertfă, o faptă bună. Dar sunt exact ca cei din vechi. Dacă jertfa n-are acoperire în Hristos, de ce am bat? Și mai ales asemenea și de ce n-are acoperire în Hristos? Pentru că zice că nu prin fapte suntem mântuiți. Prin harul lui Dumnezeu și darul nemeritat al lui Hristos. Căci prin har a fost mântuiți. Faptele nu cumpără mântuirea. Nu cumpără, că toate sunt infectate de virusul unui păcat. Este imposibil să ne mântuim prin fapte bune. Faptele bune înaintea lui Dumnezeu pentru mântuire și ca și când duci la cineva de ziua lui o haină secundară, murdară și pifonată. O adevărată ofensă. Nu putem să ducem faptele bune înaintea lui Dumnezeu. Nu ne plătim mântuirea. Mântuirea este darul lui Dumnezeu pe care fiecare om trebuie să-l primească. Și când a primit mântuirea, a primit Duhul Sfânt. Zice, voi ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt când ați crezut.
Și Duhul Sfânt este cu noi și este în noi și ne călăuzește ca să împlinim voia lui Dumnezeu. Și aceasta este marea și binecuvântata veste. Că noi putem să împlinim voia lui Dumnezeu în măsura în care urmăm îndemnurile Duhului Sfânt și ascultăm de șoapta sa. Și spune, în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile Fiului umblă după lucrurile Fiului. Dar cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după aceste lucruri duce pentru unii la moarte, iar pentru alții la viață. Care sunt lucrurile Duhului și care sunt lucrurile firii? Dacă, de exemplu, te duci să spun pe o mașină, asta e lucru firii? Dacă, de exemplu, te duci să-ți iei un frigider nou, asta e lucru firii? Dacă vrei să faci o casă, asta e lucru firii? Nu, frate și surori, nici de cum. Dar dacă vrei să cumperi mașina și tu faci declarații false și mincinoate ca să pui mâna pe niște bani de la bancă, dacă tu minți și faci, sau eu fac lucrul acesta, ăla e lucru firii. Faptele firii pământești sunt faptele păcătoase. Și dacă ne uităm în Galateni 5:22, acolo Apostolul Pavel spune foarte clar, zice, umblați călăuziți de Duhul și nu împliniți poftele și faptele firii pământești. Ele sunt prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjurile, certurile, invidiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile partide, pismele, ucidere, vețile, îmbulbările și alte lucruri asemănătoare cu acestea vă spun. Așa cum am mai spus că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Astea sunt faptele fii. Și, frașii și surori, potențialul acesta de păcate în fiecare dintre noi. Și ceea ce ne revine nouă în prezența Duhului Sfânt este să blocăm, să nu dăm curs acestor impulsuri păcătoase. Biblia spune că în felul acesta noi ne omorâm firea pământească, o crucificăm. De aceea credință și viață de umblare cu Domnul fără cruce nu se poate. Dimpotrivă, lucrurile Duhului, roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, acestea sunt lucrurile Duhului. Gândiți-vă la lucrurile de sus, căci voi ați murit împreună cu Hristos și trăiți pentru Dumnezeu. Vedeți, omul care biruiește păcatul este omul care ascultă de Duhul Sfânt și se lasă călăuzit de Duhul Sfânt. Acum întrebarea este, de ce m-am trezit eu ca fratele Saul? M-a ascultat? Sunteți aici, frați și surori? Sau ați plecat? De ce m-am trezit ca Saul? Că am făcut ceea ce nu vreau să fac. De ce m-am trezit că am spus ceea ce... cum am spus una ca asta? Mi-a supat porumbelul. De ce m-am trezit făcând așa? De ce am făcut ceea ce uram? Cu toate că eu sunt în Hristos și am Duhul Sfânt, de ce sunt în situația în care regret păcatul? Simplu. Nu am decis să ascult de Duhul Sfânt și am decis să ascult de mine. Duhul Sfânt mi-a spus. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt are cuvântul, știe, are ghidul, are posor. Dar eu n-am vrut să ascult. Am măcit de pofta mea și de minciuna celui rău. Am decis exact împotriva voi de Dumnezeu. Și să știți că cu cât deciți astăzi așa, și dacă deciți mâine așa, și dacă deciți poimine așa, știți pe ce? Chiar dacă a venit Duhul Sfânt la tine, vei ajunge într-o zi să mor din punct de vedere spiritual. Pentru că Duhul Sfânt încet, încet se va îndepărta ca de la tine. De aceea, aș vrea să spui două întrebări în dimineața aceasta, fratele meu și sora mea. Îl aud eu pe Duhul Sfânt? Îi simt eu vocea în mine? Aud eu acel îndemn impuls pentru a umbla după lucrurile sale, sfinte și plăcute lui Dumnezeu? Dacă nu, eu trebuie să dau volumul mai tare prin puterea rugăciunii și să mă acordez prin cuvântul lui Dumnezeu la vocea Duhului Sfânt. A doua întrebare. Ascult eu dacă aud clar vocea Duhului și o împline? Sau decid ca să fac în acord cu pofta, cu plăcerea, cu avantajul de o clipă? Pentru că dacă eu ascult, eu cred în Domnul, în puterea Tăriei, în harul Său și Dumnezeu e glorificat în viața mea și aștept cu bucurie întâlnirea cu El, slăvit să fie Domnul. Dacă nu, eu risc ca încet încet Duhul să se stingă și să mă duc spre pierzare și spre depădare.
Închei dimineața aceasta pentru că timpul nostru s-a scurs. Amintindu-vă că în lume, în țară, în clădirea aceasta, în secunda aceasta, este trei categorii de oameni. Unii care iubesc păcatul, alții care sunt înfrânți de păcat și regretă și sufăr, și alții care biruiesc păcatul. Nu știu din ce categorie faci parte, dar eu mă rog ca Domnul să-ți dea harul, să faci ceea ce știi că trebuie să faci și să ai bucuria mărturiei înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor pe care și Apostolul Pavel îl spunea. Pot totul lui Hristos care mă întărește și El mă poartă în carul Său de biruință și dau slavă lui Dumnezeu pentru că Hristos e glorificat în viața mea. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.